Guvernul de la Chișineu și-a întrunit marți 21 aprilie în ședință în cadrul cărei a aprobat două proiecte ce țin de ratificarea acordurilor de creditare cu Federația Rusă și Fondul Monetar Internațional. Deciziile executivului vin după ce, la finele săptămânii trecute, la Moscova a fost semnat acordul pentru creditul suveran de 200 de milioane de euro oferit de Rusia, iar Consiliul de Director al FMI a aprobat suportul bugetar de 235 milioane de dolari pentru Republica Moldova. Astfel, conform prevederilor acordului dintre guvernele Republicii Moldova și Rusia, țara noastră va primi un împrumut suveran de stat în sumă de 200 de milioane de euro. Dibursarea acestui împrumut va avea loc în două tranșe. Prima, în mărime de 100 de milioane de euro, în termen de nu mai mult de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui acord, și a doua tranșe, în sumă de 100 milioane de euro, numai târziu de 31 octombrie 2020. Pentru acest împrumut, Republica Moldova se angajează să achite o dobândă de 2% anual, iar maturitatea împrumutului este de 11 ani. De asemenea, creditul de urgență în valoare de 235 milioane de dolari aprobat de Consiliul de Director al Fondului Monetar Internațional va permite, conform prim-ministrului, să finanțăm peste jumătate din deficitul bugetar în acest an. Asta înseamnă că vom putea achita salarii pedagogilor, medicilor, Polițiștilor și altor angajați bugetari a precizat Chicu. Pe 17 aprilie, guvernul de la Chișinău a aprobat proiectul de modificare a legii bugetului pentru 2020. Necesitatea modificărilor a intervenit ca rezultat al evaluării efectelor economice ale măsurilor impuse în procesul administrării situației epidemiologice. Inițial bugetul național a fost format luând în calcul o creștere a PIB-ului în 2020 cu 3,8% comparativ cu 2019. Efectele pandemiei COVID-19 asupra proceselor economice globale, regionale și naționale au determinat necesitatea de a reevalua evoluția indicatorilor economici și de a recalcula bugetul public național, luând ca bază o cădere a PIB în 2020 cu 3%, ce presupune o reducere a veniturilor la buget cu 6,338 miliarde de lei. În noile condiții, deficitul bugetar va constitui 15,975 miliarde de lei sau 7,52% din PIB.